Duminică 12 noiembrie, Biblioteca Județeană Ovid de Însușianu Hunedoara de va, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat la Teatrul de Artă din Deva conferința binecunoscutului medic neurolog profesor Dumitru Constantin Dulcan, având drept subiect puterea vindecătoare a cuvântului. La eveniment a participat un public numeros, cărțile și conferințele distinsului medic neurolog, bucurându-se în ultimii 30 de ani de un succes impresionant. Este știut deja faptul că tot mai mulți români interesați de marile probleme ale credinței, ale genezei, ale tainelor universului au nevoie și de răspunsuri avizate. Sunt convins că grație puterii tămăditoare a cuvântului pe care vom asculta astăzi, vom găsi forța de a depăși obstacolele, încrederea în puterea fără margini a credinței, vom găsi calea spre noi înșine. Trăim timpuri în care avem nevoie de oameni care să ne îndrume pentru a afla câteva din tainele vieții. Avem nevoie de oameni, de intelectuali, de anvergura domnului Constantin Dulcan. Trebuie să păstrăm speranța că credința este cea care ne salvează de la multe. Suntem niște oameni care fără credință am rătăcit prin această lume fără niciun rost. Trăim vremuri extrem de complicate, de dureroase, la limita absurdului, iar în acest context, profesorul Dulcan consideră că avem nevoie de o nouă conștiință, o nouă gândire, o nouă paradigmă, o nouă spiritualitate. A fi este o responsabilitate, o știință și o artă, iar regulile pentru a fi sănătos, longeviv și util ție și celor din jur nici măcar nu sunt secrete. Cuvintele au forță, au semnificație, au sens. Deci ceea ce vorbim, ceea ce discutăm și spun eu, în fiecare clipă în care gândim, noi pledăm pentru sănătate, pentru bucurie, longevitate, viață. Sau, invers, pledăm pentru stres, ură, nefericire, agresivitate, boală și moarte. Deci e foarte important ce cuvinte folosim și cum ne exprimăm. Pentru în clipa de față putem să știm foarte exact. Avem dispozitive, aparate prin care noi putem să înregistrăm ce se întâmplă cu doi indivizi sau mai mulți care discută. Ei, în momentul în care noi discutăm frumos, într-un sens util tuturor, se constată la aparatele de care spunem clipa de față cum crește energia vitală. Deci fiecare dintre noi dăm și primim energie. Noi credem că într-o discuție doar facem schimb de impresii. Nu, numai. Ci și primim sau dăm și primim energie. Deci, o discuție frumoasă, civilizată, ne încarcă cu energie. O discuție discordantă, conflictuală, ne scade pur și simplu puterea, sănătatea și ne trezim bolnavi și inutil. Adică, în loc să ne înțelegem omenește și să trăim cu toții sănătoși, noi alegem calea cea mai proastă, să ne certăm, să intrăm în conflict, să ne îmbolnăvim și, evident, ne beneficiu nimeni noi. Deci, este foarte important să învățăm să trăim. A fi este o responsabilitate, este o știință și o artă. Aceste lucruri toți ar trebui să le știm. În beneficiul nostru, al sănătății noastre și al unei vieți cât mai sănătoase și utile. Toți vrem să trăim mult, dar nu oricum, ci să trăim sănătoși, să putem să fim putere, să ne mobilizăm, să fim utili și celorlalți și în primul rând nouă înșine. Acestea este niște minime sfaturi care nu sunt nici măcar secrete. Dumitru Constantin Dulcan este un medic neurolog și psihiatru, autor de literatură filozofică și metafizică. Este cunoscut în special pentru lucrarea Inteligența materiei, publicată în România sub o formă cenzurată în perioada comunistă, dar republicată integral și cu adăugiri după Revoluția din 1989. Publicul numeros care a umplut sala Teatrului de Artă din Deva a fost o dovadă a interesului de care se bucură cărțile și prelegerile profesorului Dulcan. La finalul conferinței acesta a oferit autografe doritorilor.